Nu mi se cred că voi încă să fac intro. Eu stăteam și în realitate nemișcată, așteptam odată. Oameni buni, bine v-am găsit la un nou videoclip de Minecraft din seria cu youtuberii. De această dată probabil sunteți și voi fascinați să ne vedeți full netherite cu enchanturi, dar oameni buni, chiar am fost leneși, ok? Primul clip din serie și ultimul de pe canalul meu din câte ați putut vedea, acum o să urmeze să punem mai bine, sper. A fost când făceam vânătoare de comori pe un singur diamant, frate, era singurul nostru diamant. Vremuri grele. Acum suntem full netherite, avem casele făcute blanără de tot. Aici avem beaconul pe care trebuie să-l vedeți cum l-am construit pe videoclipul meu, un copacul ăsta e fain rău de tot. La fel și villagerii, tot pe clipul meu trase, vedeți, dar din păcate am pierdut filmările. Aici jos am făcut un trading hold, cred că pot să-l numesc așa, cu villagerii, alături de peinut și am făcut multe, multe alte chestii pe serie. Înainte să vă spun ce o să facem în clipul de astăzi, ca să vă țin puțin în suspans, v-aș ruga să inundați butonul de like, să vă abonați la mine și la adresul oamenilor din serie, pentru că am apreciat enorm de mult. Dacă vă jucați Fortnite, să puneți robine pe șupene și follow pe Instagram ca să vorbim mai mult. Băi, peinut, ce facem astăzi? O să zic eu. Da, zi tu, ce facem azi? Astăzi o să batem dragonul. Da, ați auzit foarte bine. Din al doilea clip de pe canalul meu deja o să batem dragonul. Cum aveți mai multe clipuri pe canalele lor, chiar vă încurajez să mergeți să vă uitați la ele, pentru că sunt faine rău de tot. Plus că pe clipul ținei am găsit stronghold-ul și acum o să ne întoarcem la el să batem dragonul. Înainte să ajungem în end, oameni buni, voi aveți tot ce vă trebuie la voi, eu mă duc să-mi fac niște golden apple-uri. Facem repede merele astea puternice, gata mă, hai să mergem, eu sunt pregătit. Băi, eu n-am totem, dăm și mie un totem. Meniana, tu ai, tu nu cere, pleacă de aici. Nu am. Bai, în mână. Nu am. Ai. Nu înseamnă că am. Păi nu înseamnă că am. Cum funcționează asta? Dăm, bă, eu mor. În ce direcție stronghold-ul acum? Nu! Bă, stronghold-ul e destul de aproape, e doar la 7000 de blocuri. Mamă, de-abia aștept să luăm elitra aia. Nu mai suport, frate, să merg pe jos. Stai așa să-mi craftez niște artificii înainte să mergem în end. Ok, haideți să mergem. Sunteți pregătiți? Știi tu direcția bună? Da. Băi, nu mai fac, frate, expediții de astea cu voi. Băi, a durat o veșnicie să ajungem aici. Bun, hai, hai să mergem în end. Hai da. Băi, hai, pune ochii. Bă, nu sunt la mine. Ideea? Nu pot să Meriana? Cred. Nu, încetează. N-am nimic. Bă, tu trebuia să iei. E episodul tău, Robi. Du-te-n lavă. Du-te-n lavă. Mamă, veri, nu vine să cred. Trebuie să mă întorc după ei. Sari în lavă acum. Doar sari. Nu-i vina mea, bă. Te urăsc. Nu știu cum trebuie să-i pun. Trebuie să-i pun în aceeași ordine pe toți, nu? Da. Uai, nu pot să cred cum arată. Poți să mă arunc? Da, du-te și ideea. Hai, Miriana, și tu. M-am aruncat în void. M-am aruncat complet în void. Jură-te. Ba nu, 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 ba, nu. Am ajuns în end. Ideea, vezi că dacă o să cazi aici, te-ai dus pe pilii de tot. Aici nu te respawnezi cu tot temo van dying dacă cazi în void. Cu ce începem? Ajutor. Stai așa că știu ce trebuie să fac la ăștia. Bă, dar nu mai fiți. N-am cum să folosesc gap-ul ăsta atât de repede. Bă, m-am blocat. Bă, dar mai iau la pii. Nu trebuie să ne uităm la ei în ochi? Da, nu trebuie să faci asta, nu faci asta. Gata. Acum un minut mi-ai să mă uit la ei în ochi. Da, te-am păcălit. Mai îi un singur cristal. Eu vreau să-l spar. Ok, deci fii atent că e unul aici. Aha, fii atent, îl sparg eu pe ăla. Bă, dar e nesimțit. Și acum trebuie să merg la ăla cu cage-ul. Lasă să fac și eu plăcerea. Bă, tu chiar m-ai așteptat să cobor. Bă, vere, dar tu te ții non-stop după mine, pleacă odată. Un singur end crystal și o să putem să batem dragonul și o să avem elitra și o să fie bine. Dacă eu nu știu cum funcționează asta. Oare dau așa pe aici? Sidea, Miriana, pe nu-ți vă invit să dați în domnul dragon. Dacă l-aș nimeri și eu. N-ai de nu scuipa cu chestii, nu? Nu. No. Mamă, uite, ce... uite-l cât damage-i dăm. A, ce idee, am fiți atent, o să-l bag cu pumnul. Dar să vină la mine. Mamă, că-i dau un pumn, nu mai înțelegi. Au, au, stau în ceva. Domnule dragon, vere, cât de urât face. Taci. Unde ești, bă? M-a dus, vere! Scuze, Miriana! M-a aruncat! Păi ce-i facem, vere? Acum îi dăm cuarcul sau cum? Bă, face urât! Mamă, cât damage dă! E bine că-l mai... dar nu cred că mai putem să dăm, bă, acum în el. Trebuie să dăm așa. Eu nu mai vreau să stau lângă el. Ia, cum putem să-i dăm iar cuarcul? Da. Dați-mi el. Ajutor, ajutor, Enderman. Bă, da, cât sunt. Mamă, bă, ai dat-o mine. Bă, mai sunt nou. Doamne, cât de intens e tot. Hai să-l batem pe ăsta. Mi-a zis foarte mult ajutor, o să mor. Ok, si ideea. Bă, mă mai auzi și eu pe filmare de dragonul ăla, zic. Doamne, m-au nebunit ăștia. Nu stop, vin după mine și mă bat. Si ideea, de ce n-ai armura pe tine? Puneți armura, si ideea. Ok. Iată că îi dau cu pumnul, îi dau cu pumnul, cu pumnul bat. O să mor, o să mor. Lăsați-mă pe mine, eu vreau să-i dau cu pumnul. Vino lângă mine. Că nu mai suport Endermenii ăștia. Cea mai intensă bătălie de dragon la care am participat vreodată. Hai, lasă-te mai jos, puiule. Vino lângă mine, promit că o să-ți fie bine, o să-ți fac viața. Vai de capul tău. Să se lase, nu te mai uitam așa la mine. Vino jos. Dă cu ceva. Haide, Robi, este șansa ta. Chiar este, trebuie să vină. O l-a dat chiar cu daia. Hai mă, vino, uite-l cum fuge de mine. Lașu, e frică, nu vezi? Vine, fii atent. Nu! Uitau, mori. Am bătut cu pumnul, nu cred. Am bătut dragonul cu pumnul. Bravo. Bravo.
Am o experiență. Adunați. Nu vine să cred. Cred că sunt primul om, frate, din lume care a bătut dragonul cu pumnul. Avem oul de dragon. Acum, cum găsim elitra? Băi, eu sunt foarte nerăbdător. Ce-i chestia aia din aer care zboară? Ok, noi am ajuns aici, dar cum intrăm? Eu nu știu să intru cu Ender Pearl. Da. Sidea, vin aici. Unde? Mi-e frică să mă uit. Mai vin ăștia. Se uită cu ținta în jos. În stânga, dă-i stânga. Mă duc primul. Ai, că a mers. Bă, n-a mers. Nu merge. Nu-ți cum intru acolo. Drept așa, pun ținta pe el și arunc, gata? Ia uite ce life hack-uri știe ăsta, poate mă sufoc în bedrock. N-a mers. Uite. Deci, nu așa. Oh, gata. Chiar acum că suntem toți aici, unde mergem? În ce direcție? Eu n-am blocuri de construit. A dus. Eu am dat nisip și nu mă ajută. Ba da, pune nisip și du-te pe el. Vă regăsesc eu în sitiu. Care găsește în sitiu e cel mai tare? Zice, dacă cazi în void, nu mai e totem. Te duci. Aoleo, eu nu mă mai mișc. Vreau acasă. Mi-a duceți mie elitra, vă rog. Ba, dar iar m-au luat ăștia, frate, la picioare. Bă, lăsați-mă odată în pace, vă place de mine. Robby, pe unde ești? Nu știu, eu m-am tot dus. Nu pot să cred. L-ai găsit? Am găsit în city. Băi, și mă plin de 2 ore. Am auzit ceva în dreapta. Ah, dar degeaba. E în city de la fără corabie, adică nu e elitra. Ar fi... Stat inima. Cum ar fi să nu găsim deloc elitra? Ar fi trist. După 10 miliarde de ani, oameni buni. Bă, ăla-i cap de dragon. Putem să-l luăm? Bă, vreau și eu să urc. Am o idee. Hai, te rog. Ghisine are elitra! Ghisine are elitra! Eu am elitra! Mamă, tot am furat bere. Ce rapid o curăța chesturile, e real. Vreau să merg să iau capul ăsta de dragon. Cum îl iau? Doar îl sparg? Nu, a căzut! L-am luat! Avem ou de dragon și cap de dragon! Nu vine să cred! Și am și elitra! Și mai putem găsi ceva interesant în ăsta sau venim degeaba aici acum? Șulcăre, bă! Shulker box-uri și mai putem să găsim chesturi cu armure înșantate, chestii de-astea. Cum se craftează un shulker? Ai nevoie de un chest și de două shulker shell-uri. Bă, sunt foarte fascinat că eu n-am mai explorat niciodată unde ăsta. Ender chest! Ce-am găsit pe Ender chest? Eu îl trag pe dreapta, nu știu de tine. Bă, sunt chestii decente aici, nu mă așteptam. Te rog, vreau să iau ender chest-ul ăsta. Bă, nu mi-a dat ender chest-ul, mi-a dat obsidian. Păi, da, ai nevoie de siltaci. După 10.000 de ani am găsit încă un entity cu o corabie pentru prietenii mei ca să aibă și elitra. Ia uite, minera, se duce pe inut să ia elitra și tu n-o să ai. Bă, o să-mi ia și mie. Bă, nu, o să aibă doar el. De fapt, elitra asta o iau pentru Miriana. Ți dea sapă mult sub tine, că găsești diamante multe aici. Minți, că o să pic. Ia uite, l-a venit cu elitra. Ia uite-l pe tovară și ce se duce, ce zboară, ce fericit e. Încă un entity de data asta pentru Sidea. Ai găsit elitra, e prima ta elitra, Sidea, așa, nu știi să o folosești. Nu știu ce e, dar vreau. Am zis de căutăm și lui Entity să avem toți elitra, să fim, bă, squad-ul forțelor de tot, dar cum ne întoarcem acasă? Aflăm. Am găsit și ultimul Entity. De data asta o să avem o elitra pentru fratele Peinuț. Peinuț, vrei să ți-o aduc eu? Da. Ceva îmi spune că o să dureze destul de mult până când o să ajungi pe barca aia. Sunt aproape la ea acum, adică. Mamă, îi luăm așa prin surprindere pe ăștia. Ia du-te de aici. Bă, da, ăsta poți să-l bați doar când e deschis. Da. Avem aici una bucată elitra. Peinuț, iubitule, unde ești? Vino jos că era să mă prăpădești și eu și elitra ta. Uite, poftim. Oh my god. Mulțumesc, Robby. Cu plăcere. Hai, bă, vino încoa. Vine acum. Stai. S-a adus totemul. Am reușit să facem rost de elitra. Am bătut Ender Dragonul cu pumnul. Sper că v-a plăcut, sincer. Nu uitați să inundați butonul de like, să vă abonați la mine și la restul oamenilor din serie. Dacă vă jucați Fortnite, Robine, pășe bine, cine apărat, follow pe Instagram. Și noi ne auzim data viitoare. Ciao! Pa! Pa!